Salut și bine ați venit pe tărâmul Milca. Suntem aproape de Elveția și vreau să vedeți și voi un pic cum arată această regiune. Bine, suntem în Germania până una alta, da? Avem și un radar. Hai să nu-l luăm cumva. Atât ne mai trebuie. Toată lumea merge încet, tiptil pe aici, 25 la oră, că e restricție de 30. Deci aici sunt căsuțe, domnule, și nu trebuie să deranjăm pe turiști. Deci așa trebuie să ne purtăm ca cu ouăle. Avem și o parcare aici după curbă. Dacă găsim loc și putem sta, ei bine, putem petrece aici un weekend chiar. Eu zic că ar fi grozav să stăm un weekend aici în zona asta. Dar se pare că parcarea asta e mai degrabă o stație de autobuz. E deosebită zona, n-avem ce zice. Adică avem o apă aici în partea din dreapta, frumos. Căsuțele astea simpatice. Salvat punctul de mai înainte și de aia am tăcut. Ia să vedem, deci avem iară 30. Oh, 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 oh. Man, păi așa eu când mai ajung la destinație. Iar avem camere, autogolă neagră. Hai să pornesc și sonorul la tăcuitoare. Tic, 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 26 la oră, las-o încetilie că te prinzi una de asta, om te faci. Ia uite aici, legume, fructe, sparanghel, ce avem? Cartofi. Mamă, ce fain arată și floricele, uite, și de toate, bă, ce tu. Dacă ar fi fost și parcarea mai mare, dar aici după curba asta iar avem o parcare. Ia zi, masă e mai mare vreun pic. Sau e tot așa o stație de autobuz? E bine, aici se pare că oricum n-ai ce să cauți cu camionul. El zice, îmi apare pe aici că e parcare, că nu știu ce, dar n-ai ce să cauți cu camionul acolo, dai seama. Unde intri? Nu poți să intri ca lumea. Dacă intri tu, nu mai vine niciunul. Ta-da, ta-da. Am văzut că vă plac traseele și am zis hai să mai filmez un traseu. Ați depășit limita de viteză. Hai să nu ne deranjeze. Am vrut să pornesc ăsta ca să mai aud camerele, dar dacă doamna începe să mă amenințe, nu mai gata, mă opresc. Era o parcare mică aici. Bă, mică. Eu salvez, parcare mică. Că e curbă mare și vărsăm laptele. Da, e grozav. Cu apa asta aici pe margine e super peisajul. Acum depinde la care cum îi place, știi că, na. Apuc să văd o grămadă de astfel de peisaje pe aici, dar vă zic, eu încă n-am văzut cheile Picazului, adică nu țin minte să fi fost pe la cheile Picazului. Nu zic că n-am fost, dar nu țin eu minte, nu. Ce să-i fac? Îmi aduce aminte traseul ăsta de zona aia de la Mont Blanc. Hai să vin aici, dacă e careva să mă depășească. Ăștia mici, ăștia mici, nu, se pot duce. Eu și așa, până mă mișc cu tărăbanța mea la deal, trebuie să o mai și biciuiesc un pic, altfel nu o mișcă, nu faci nimic cu ea.
de trenuleț aici. Freiburg. Merge la Freiburg trenuleț. Am un videoclip și cu Freiburgul. Dacă vreți să vedeți o mică parte din acel orășel, că n-am prins mult, am prins o mică parte. Puteți să căutați cutirul prin Freiburg, Germania. Da. Și cutirul pe național 31. Să vă zic, deci suntem pe naționalul 31 de la Freiburg către Innsbruck. Bine, ăsta ne duce în autostradă. Mai avem vreo 50 de km, nu știu sigur cât. Ne duce într-o autostradă 60 sau nu mai știu ce autostradă avem acolo. Da, deci aici vă zic, aici mi-ar plăcea să stau în 24 de ore, 45 de ore într-un sătuc pe marginea apei aici. A, uite, aici se poate parca și cu camionul, în sfârșit. Și pe lângă asta e și liberă parcarea. Eu îmi salvez parcările. După cum am mai zis, vreau să vă pun și vouă la dispoziție parcările astea, să vi le pun într-un format. Celor care folosiți hărțile de la IGO sau să văd ce pot să fac. Dacă pot să vă pun pentru toată lumea, vreau să fac un fișier cu locațiile pe care le salvez și să vi-l las vouă, să-l aveți. Fișierul când îl copiați în hărți, vă zic eu unde să-l copiați așa. Ideea e să-mi iasă treaba, deci după ce-mi iese treaba, vă mai zic eu un altă, dar până atunci nu pot să promit nimic. Să fac un fișier pe care voi îl copiați în GPS-ul vostru și după aia va apare automat pe hartă locațiile salvate. Că sunt terminale, că sunt autohofuri, că sunt încărcări, descărcări, puncte de astea intermediare, cum ar veni deviațiuni, cum zice, devieri. Deci tot felul de minuni de astea pe care le-am salvat, sau chiar camere care nu au fost sau nu sunt recunoscute, sau zonele în care se pot întâlni camere de astea de viteză, eu le-am salvat. Că sunt anumite zone unde se pun camere de alea, știu eu, la 2-3 săptămâni, se pune o cameră, o ține acolo o săptămână, două, după aia o ia. Iar o pune la 2-3 săptămâni și tot așa. Eu am salvat locațiile respective și când te apropii, începe să-ți sune tic, 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 chiar dacă acolo nu este cameră. S-aude ceva și acel ceva ori smuște, ori plouă. Având în vedere că pe parbriz nu mi-apare nimic semn de ploaie, înseamnă că muște și îmi strică parbrizul, mi-l murdărește. Obositor, îți dai seama, de la 8 încolo ia, că e 9 fără un minut. De la 8 încolo e... m-aș culca. Da, nu mă mai duc, mult tare nu mă duc. Cred că mă mai duc vreo 2 ore. Până atunci mai vedem un pic. Încă 4 km vă mai țin cu mine, după aia gata, vă las. Ați văzut oricum o mică parte din Naționalul 31. Sper că v-a plăcut. Dacă vă place ce vedeți pe aici, puteți să dați un like și să vă abonați pentru a vedea și alte videoclipuri asemănătoare. Aici nu știu ce e peste drum.
pe stânga. Dar arată fain, mai ales este un pod acolo pentru tren. Este extraordinar. Da, asta e parcare, mă. Deci aia de acolo e ceva parcare cu restaurant, mamă, dar e, deci e senzație, deci senzațional cum arată acolo zona aia. Extraordinar. Merge măgarul ăsta meu de zici că îl duc la moarte. Și că cu 50 la oră, că e mare curba. Este 9 fix. Apasă chiar că e mare, mă. O, lasă-o încet, ele, că n-auzi că e mare curba. Ce faci? Te bași cu 100 la oră până șuvoaile astea aici. Ăsta e un fel de moghiuruș. Pasul Oituz, care ați fost cam așa aici pe acolo. Bine, nu chiar așa frumos, dar aproximativ. Sau n-au zis multe, multe zone prin România așa. Aproximativ așa. Aici să avem o priveliște deosebită în jos. Hai, mă, să vedem și noi un pic aici. Trebuie să pici cu frâna, că... Na. Oh, ce dorm era! Oh, ce dorm era! Da, da, da. Chiar mă gândeam, zic, bă, oare nu, nimic, nu? Stau așa, fără niciun șoc, fără nicio problemă. Gâfâie tărăbanța, gâfâie, nu mai poate, gata. Camioanele cu 10 la oră. Bă, băiatule, bă, dacă merg cu 10 la oră, ce ai, mamă? Aia, ne conformăm. Acum am vedea frumos la vale. Dacă ne-am uitat. Mamă, ce balcon deosebit aici. Wow. Băi, nu ți ajungi. Tu ești cu camionul, lasă ne ajungi. Bă, da mare ești. Păi, păi, mă. Bă, da mare. Nu ți ajunge, mă, banda ta. Trebuie să te bagi clar aici pe mine. Iolololololo. Fine, fine, e zona superbă. Dar când îmi dă ăsta șocurile, îmi vine să-i dau drumul la robinet. Să fac pe aici numai apă albă. Ia uite. Ia uite. Nici cu 30 măcar nu pot urca. Nici măcar cu 30. Abia, abia, abia. Ai coțin așa stabilă, în așa apă, dacă ai reușit. Până trec de curbă și apoi după aia ai vedea. Hai că merge.
kilometru, încadrați-vă pe banda stângă. Hai că e bine, v-am păcălit cu... Deocamdată l-am păcălit cu acele valuri. Se lasă seara, într-adevăr, nu se vede, dar nu e nicio problemă. Se vede cât de cât și e chiar fain. Uite, mai este câte o alveolă. Dacă vrei să faci un 30 de minute pauză sau una alta, nu, trage aici pe dreapta, frumos. Ma mie personal nu-mi vine să trag aici pe dreapta, că e pe urcare. Și dacă trag pe dreapta, mă da seama. Până o-i pleca, până nu știu ce, hai, dacă nu mă scutură să le... Nu mai trebuie pauză veci. Uite aici iară-i plăcut. Ia sunt benzinărie. Dar mi-ar plăcea să văd și parcare. Sau nu, câteva camioane parcate pe aici, pe acolo. N-am văzut niciun. Aici e domeniu pentru... Uite-mă cu partea la tău, băiatule. Ia uite-mă la el, mă trebuie să-i spui eu. Asta e domeniu, vreau să zic, pentru... Aici cu mașini mici, nu? Pentru camioane. Aici camioanele sunt așa, trece. Bun, au trecut kilometri de care ziceam. De acum, teoretic, hai să intru iară pe banda 1, da? Cred că o să rămân așa, că asta nu-i bandă. Deci de aici ar trebui să fie drumul mai larg. Teoretic, cel puțin. Mai am vreo 40 și ceva, 50 de kilometri până la autostradă. Acum, ce-o fi, o fi. Mi-ar plăcea, ca idee, să vin aici și să mă dau pe topoganul ăla sau ce-o fi ăla. Știi, când te dai... Ați spus să vedeți voi imediat. Te pui așa ca într-o sane și te duci, nene. Uite aici, se vede. Asta e de 4 metri. Acum o luăm la mare. Bună. Mă așteptam să se lățească un pic strada pe aici, dar se pare că nu se lățește. O să vă las. Mulțumesc pentru vizionare. Ne auzim cu bine la un alt videoclip. Salut, salut!